Nodulii sunt mai frecvenți la persoanele care suferă de Hashimoto. Așa că sunt șanse ca, dacă ascultați acest video, să aveți un nodul sau chiar mai mulți noduli tiroidieni. Aici veți descoperi ce sunt nodulii tiroidieni și de ce apar aceștia, testarea pentru noduli benigni și canceroși, cum să micșorezi nodulii tiroidieni. Rămâi alături de mine! Nodulii sunt definiți ca fiind formațiuni solide sau pline de lichid în interiorul glandei tiroide și pot varia ca mărime și localizare. Majoritatea nodurilor nu vor cauza simptome și vor fi descoperiți doar în timpul unei examinări manuale a glandei tiroide sau în timpul unei ecografii tiroidiene. Totuși, nodulii mari pot duce la o umflătură vizibilă a tiroidei sau a gâtului și pot provoca durere, dificultăți de înghițire sau dificultăți de respirație. Unele tipuri de noduli pot produce, de fapt, hormoni tiroidieni, ceea ce poate duce la hipertiroidism. Multe persoane cu boala Hashimoto au noduli tiroidieni și, de fapt, detectarea prezenței nodurilor tiroidieni este o modalitate obișnuită de diagnosticare a bolii tiroidiene autoimune. A avea nodul tiroidien este una dintre cele mai frecvente afecțiuni endocrine. Și se spune că, de pildă, în Statele Unite, până la 65% dintre examinările ultrasonografice ale adulților pot să dezvolie noduri tiroidiene. Iar femeile sunt de 4 ori mai predispuse să aibă noduli, aproximativ 30% dintre femeile în vârstă de 30 de ani vor avea cel puțin unul, iar majoritatea femeilor vor dezvolta un nodul tiroidian până la vârsta de 50 de ani. Primul tip de noduli tiroidieni sunt gușele multinodulare. Aceste măriri anormale ale tiroidei sunt rezultatul atât al unor factori de mediu, cât și al unor factori genetici, inclusiv al deficienței de iod. Ca urmare, nivelurile de TSH cresc, iar glanda tiroidă, care are nevoie de iod pentru a funcționa, continuă să crească și să dezvolte o gușă nodulară. Al doilea tip sunt chisturile, care sunt niște cavități umplute cu lichid. Ele sunt de obicei benigne, dar în unele cazuri pot conține componente solide maligne. Și aici avem mai multe tipuri. Chisturile coloidale sunt cauzate de o creștere excesivă a țesutului tiroidian normal. Chisturile simple, chisturi acumulate hemoragice produse de o eliberare de sânge de la un vas de sânge rupt cu sânge acumulat. Adenoamele, care sunt țesuturi anormale producătoare de hormoni tiroidieni. Și, în fine, al treilea tip de noduli sunt noduli inflamatori. Aceștia apar în cazul bolii Hashimoto și indică faptul că organismul produce anticorpi împotriva glandei tiroide. Sunt nodulii canceroși? În timp ce peste 90% dintre nodulii tiroideni sunt benigni, anumiți noduli pot fi maligni. Unii noduli tiroidieni sunt, de fapt, chisturi umplute cu lichid mai degrabă decât cu țesut tiroidian. Nodulii tiroidieni pur chistici sau chisturile tiroidiene sunt aproape întotdeauna benigni. Complicațiile care decurg din inflamația asociată cu boala Hashimoto ne pot expune la un risc mai mare pentru boli autoimune, precum și pentru cancerul tiroidian, inclusiv limfomul tiroidian. Cercetările arată că persoanele cu Hashimoto au un risc mult mai mare de cancer tiroidian decât cele care nu au Hashimoto, aproximativ 22,5% față de 2,4%. Riscul de a avea cancer tiroidian crește dacă aveți antecedente familiale de cancer tiroidian sau endocrin, dacă aveți mai puțin de 30 de ani sau mai mult de 60 de ani, dacă sunteți bărbați sau dacă aveți antecedente de expunere la radiații, inclusiv raze X dentare și toracice. De obicei, există o întârziere de 20 de ani sau mai mult între expunerea la radiații și apariția cancerului tiroidian. Semnele și simptomele nodurilor nu sunt întotdeauna atât de evidente. Este posibil să observați chiar dumneavoastră ca un nodul pe gât în timp ce vă încheiați gulerul. Sau este posibil ca medicul dumneavoastră să descopere nodul doar în timpul unui examen fizic sau la teste imagistice, cum ar fi ultrasunetele sau tomografiile, din alte motive.
Din fericire, majoritatea nodurilor sunt asimptomatici, dar rareori aceste simptome se pot manifesta. Durere la nivelul gâtului, maxilarului sau urechii, dificultăți de respirație, de înghițire sau senzație de gât dilată în gât, dacă nodulul este suficient de mare. Răgușeală dacă nodulul irită nervul care controlează corzile vocale. Și acest lucru poate fi legat de cancerul tiroidian. Producerea unor niveluri excesive de tiroxină, creând simptome de hipertiroidism, inclusiv tremurături, nervozitate, pierdere inexplicabilă în greutate și bătăi neregulate ale inimii. Rezultatele anormale ale testelor tiroidiene pot fi de asemenea un indicator că o persoană ar trebui să fie examinată pentru nodul. Dacă vă întrebați cum puteți testa nodurii tiroidieni, există mai multe opțiuni pe care le puteți urma. Primul pas este să efectuați un examen fizic. Vă puteți examina propria tiroidă cu o oglindă de mână și cu un pahar de apă. Țineți oglinda în mână și priviți zona gâtului de sub mărul lui Adam și imediat deasupra claviculei. Să nu confundăm mărul lui Adam cu tiroida, pentru că ea se află mai jos. Apoi, în timp ce vă uitați în oglindă, înclinați-vă capul pe spate și beți puțin apă. În timp ce înghețiți apa, observați-vă gâtul, observați orice umflături sau proeminențe. Dacă observați umflături sau proeminențe, este posibil să aveți o glandă tiroidă mărită sau un nodul tiroidian. Al doilea pas este verificați-vă nivelul hormonilor tiroidieni pentru a vă asigura că se află în intervalele optime. Asigurați-vă însă că solicitați un panou tiroidian complet, TSH, T4 liber sau FT4, T3, T3 invers și FT3, de asemenea testele pentru anticorpi. În cazul în care suspectați noduli în urma autoexaminării fizice sau din cauza nivelurilor suboptime ale hormonilor tiroidieni, puteți dori să vă consultați medicul pentru a solicita o ecografie. Apoi, al treilea pas este să comandați o ecografie la medic. Ea va oferi informații despre structura sau forma nodurilor dumneavoastră. De asemenea, poate ajuta medicul dumneavoastră să determine dacă un nodul este un chist sau un nodul solid și dacă aveți nodul multipli. Radiologii pot face apoi recomandări cu privire la următorii pași. Descoperirile benigne și nesuspecte nu trebuie să fie supuse unei biopsii. Cu toate acestea, alți noduli pot necesita o biopsie sau repetarea ecografiei în funcție de dimensiune. Scopul aici este de a evita biopsiile inutile. Cu toate acestea, dacă există constatări suspecte, este posibil să trebuiască. Majoritatea medicilor convenționali vor recomanda următoarele opțiuni pentru tratamentul nodurilor tiroidieni. Primul pas este observația. Atunci când aveți un nodul benign, majoritatea medicilor vor recomanda monitorizarea tiroidei prin controle regulate, adică examene fizice, teste tiroidiene și biopsii de urmărire pentru a verifica dacă există malignitate. Acest lucru este deosebit de important pentru cei cu Hashimoto, deoarece aceștia prezintă un risc crescut de cancer tiroidian. O creștere a mărimii sau a simptomelor poate să solicite o biopsie repetată sau un alt tratament, dar nodul care nu se schimbă de-a lungul anilor ar putea să nu necesite niciun tratament suplimentar. Al doilea pas este terapia de suprimare a hormonilor tiroidieni. Prescrierea medicamentelor de substituție a hormonilor tiroidieni poate scădea producția de TSH din glanda pituitară și astfel poate diminua creșterea țesutului tiroidian. Unii doctori pot încerca chiar să suprime TSH-ul cu medicamente tiroidiene pentru a reduce dimensiunea nodurilor. Un studiu dublu orb controlat cu placebo a analizat 123 de pacienți cu un singur nodul benign palpabil care au folosit terapia cu Eutirox pentru a suprima TSH-ul sub 0,3 pe parcursul a 18 luni. Studiul a constatat că cei din grupul de medicamente au avut o scădere semnificativă a dimensiunii celor mai mari noduli, în timp ce grupul placebo s-a înregistrat o creștere a dimensiunii nodurilor. Al treilea pas este chirurgia, operația. Intervenția chirurgicală poate fi recomandată atunci când un nodul benign este de dimensiuni mari și provoacă dificultăți la respirație sau la înghițire, că
când sunt diagnosticați anumiți noduli, multinodulari mari sau când strâng căile respiratorii, esofagul sau vasele de sânge. Intervenția chirurgicală este de asemenea recomandată când se suspectează că nodulii sunt canceroși. Opțiunile includ o tiroidectomie totală, în cazul în care se îndepărtează întreaga glandă tiroidă, și o tiroidectomie parțială, în cazul în care se îndepărtează doar părți ale tiroidei. În timp ce persoanele cu Hashimoto și cancer tiroidian concomitent ar putea vrea să urmeze această abordare, în general nu recomandăm această strategie pentru Hashimoto în majoritatea cazurilor, deoarece există atât de multe intervenții alimentare și de stil de viață ce pot fi implementate pentru a preveni progresia autoimunității și pentru a reduce dimensiunea nodurilor. Persoane cu boala Hashimoto au noduli, deoarece cauzele de bază ale nodurilor tiroideni sunt adesea aceleași cauze fundamentale ale propriei afecțiuni autoimune, inclusiv inflamația cronică a tiroidei sau tiroidită. Această inflamație cronică asociată cu afecțiunea tiroidenie autoimune crește riscul de nodul tiroiden și poate mări și mai mult nodulii. În cazul bolii Hashimoto, organismul dezvoltă anticorpi împotriva proteinelor normale produse de glanda tiroidă, ceea ce la rândul său poate duce la dezvoltarea de noduli maligni, posibil canceroși. De asemenea, tiroida poate forma pseudonoduli sau noduli benigni care apar și dispar. Deficiențe nutritive în iod, seleniu și vitamina D este o altă cauză. Sunt alte cauze. Aceste deficiențe apar de obicei în dietele lipsite de iod și pot duce la apariția unui gușe multinodulare. Cu toate astea, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple în țările Uniunii Europene, unde iodul este adăugat în alimente, ca în sarea iodată, de exemplu. În cazul bolii Hashimoto, excesul de iod este mult mai probabil să creeze noduri. Acestea fiind zise, deficitul de vitamina D este destul de frecvent la cei cu Hashimoto și la cei cu noduli tiroidieni. Această vitamină controlează modul în care celulele cresc și se divid, iar insuficiența crește riscul de apariție a nodurilor, a fibrozei și a polipilor în multe zone ale corpului. Deficiența de seleniu este de asemenea o cauză potențială a nodurilor, deoarece studiile sugerează că suplimentarea cu seleniu poate duce la îmbunătățirea caracteristicilor ecografice ale tiroidei și la noduli mai mici. Este de asemenea o deficiență nutritivă comună observată la cei cu Hashimoto. O altă cauză sunt toxinele. Acestea sunt adesea vinovate și sunt trecute cu vederea când vine vorba de noduli. Un studiu realizat în 2015 în Sicilia a constatat că persoanele care locuiesc mai aproape de un complex petrochimic și prin urmare sunt supuse poluării sunt mai susceptibile de a avea o frecvență mai mare de noduli tiroideni, precum și de boala Hashimoto. Expunerea la radiații, cum ar fi expunerea la radiații de la Cernobâl, poate provoca de asemenea noduli în plus. Un studiu din 2017 a constatat că este mai probabil ca nodulii tiroideni să fie găsiți la cei care au atât o boală tiroideană autoimună, cât și o alergie la nichel. Sunt bineînțeles necesare cercetări suplimentare, dar acest lucru susține ideea că expunerea toxică, cum ar fi toxicitatea nichelului, poate juca un rol în dezvoltarea nodurilor la cei cu Hashimoto. O altă cauză sunt modificările hormonale în sarcină. Adesea, femeile dezvoltă noduri tiroideni în timpul sarcinii, iar nodurii tiroideni preexistenți pot să crească în timpul ei. Un studiu recent realizat în Hong Kong a observat o creștere a numărului și a dimensiunii nodurilor tiroideni pe o perioadă de 10 până la 12 săptămâni la distanță de fiecare trimestru de sarcină. Creșterea nodurilor părea să fie mult mai rapidă decât ceea ce se observă în mod normal la femeile care nu sunt însărcinate. Deși cauza apariției nodurilor în timpul sarcinii rămâne neclară, studiul a sugerat că acest lucru s-ar putea datora echilibrului negativ de iod asociat cu sarcina. O altă cauză este dominanța estrogenică. De-a lungul anilor de lucru cu persoanele cu afecțiuni tiroidene, a ieșit clar că există o relație puternică între hormonii sexuali și hormonii tiroidieni. Dominanța estrogenică poate fi chiar un factor declanșator al bolii Hashimoto. Prea mult estrogen în organism poate provoca o serie de simptome, inclusiv sindromul premenstrual, endometrioză, chisturi ovariene, polipi uterini, sâni fibrochistici,
diverse tipuri de cancer, anticorpi tiroideni crescuți și, da, nodul tiroidien. Estrogenul este un factor de creștere puternic pentru celulele tiroidiene care poate să ducă la apariția nodurilor tiroideni și a cancerului tiroidean. O altă cauză sunt infecțiile cu H. pylori. Ele au fost considerate un factor declanșator al bolii Hashimoto și găsite la aproape 50% dintre pacienții cu Hashimoto într-un studiu iranian. Un studiu din 2013 a constatat că infecțiile cu H. pylori au fost asociate cu prezența nodurilor tiroideni la persoane, în ciuda faptului că aveau funcție tiroideană normală. Un studiu din 2023 în nord-vestul Chinei a determinat că incidența nodurilor tiroideni a fost semnificativ mai mare la cei cu infecții persistente cu H. pylori. Totuși, există și alte date contradictorii cu privire la asocierea dintre H. pylori și prezența nodurilor tiroideni. Având în vedere că teoria mimetismului molecular sugerează că sistemul imunitar își poate ataca propria glandă tiroidă atunci când este infectat cu un organism patogen care seamănă cu componente ale glandei tiroide, este posibil ca o astfel de infecție să sporească atacul autoimun asupra tiroidei, ducând la apariția nodurilor tiroidieni. O altă cauză, în fine, este infecția cu blastocistis hominis. Sunt informații de la anumite persoane care au suferit de Hashimoto care susțin că tratarea unei infecții cu blastocistis hominis duce la eliminarea nodurilor lor. Motivul din spatele acestei situații poate fi similar cu motivul pentru care infecțiile cu H. pylori sunt asociate cu apariția nodurilor tiroidiene. O altă ipoteză în legătură cu rolul infecțiilor în nodurii tiroideni este că nodurii pot fi creați atunci când o substanță străină, cum ar fi o bacterie, este introdusă în organism, iar organismul acesta reacționează încercând să o blocheze prin formarea unei capsule de țesut cicatricial în jurul ei. Sigur, nu putem să încheiem discuția despre cauze fără să vorbim despre alimentație și dietă. Știm că sensibilitățile alimentare pot să exacerbeze atacul asupra tiroidei și pot să crească nivelul inflamației cronice, care, așa cum am vorbit mai devreme, a fost legată de dezvoltarea și mărirea nodurilor. O serie de modificări ale dietei și ale stilului de viață pot ajuta la ameliorarea simptomelor bolii Hashimoto și chiar la reducerea dimensiunii nodurilor tiroidiene. Așa cum am menționat mai devreme, multe dintre cauzele profunde ale bolii Hashimoto sunt asociate cu dezvoltarea nodurilor tiroidieni, așa că abordarea acestora poate inversa creșterea lor și îi poate micșora. Iată câteva sfaturi care vă pot ajuta să reduceți dimensiunea nodurilor tiroidieni. În primul rând, abordarea deficiențelor nutritive în iod, seleniu și vitamina D, deși deficiența cu iod este rar la cei cu Hashimoto, cei care au într-adevăr un conținut scăzut de iod pot beneficia de administrarea unei multivitamine cu iod. S-a constatat că o doză de până la 250 de micrograme de iod pe zi este utilă și benefică la persoanele cu Hashimoto. Cu toate astea, dozele de peste 300 de micrograme pot fi potențial inflamatorii. Apoi, suplimentarea cu vitamina D și seleniu poate fi de ajutor. După cum s-a menționat, deficitul de vitamina D este frecvent la cei cu Hashimoto și nodul tiroidien. Recomandăm testarea nivelului înainte de începerea suplimentării. În timp ce intervalele de referință convenționale definesc deficitul de vitamina D ca fiind sub 30 de nanograme pe mililitru, nivelurile de vitamina D ar trebui să fie între 60 și 80 de nanograme pentru o funcționare optimă a receptorilor tiroidieni și a sistemului imunitar. A petrece timpul la soare este una dintre cele mai bune modalități de a crește nivelul de vitamină D. În siguranță, desigur, 15 minute afară în jurul prânzului, fără protecție solară, ar trebui să fie de ajutor pentru majoritatea. Iar cealaltă opțiune este de a lua un supliment oral de vitamină D. Selenul este o altă deficiență de nutrienți frecvent întâlnită la cei cu Hashimoto, care poate fi utilă în reducerea sau eliminarea nodurilor tiroidieni. În timp ce s-a constatat că doze de 200 de micrograme de seleniu pe zi reduc anticorpii tiroidieni, combinarea selenului cu mioinozitorul poate fi și mai utilă pentru sănătatea tiroidei. Cercetările au arătat că o combinație de seleniu și mioinozitor
poate avea un efect sinergic care maximizează beneficiile pentru funcția tiroidiană. Consumul celor două împreună poate nu doar să reducă anticorpii tiroideni, ci poate reduce și TSH-ul cu o medie de 30%. În unele cazuri, acest lucru poate normaliza nivelurile TSH, atât pentru nivelurile scăzute, cât și pentru cele ridicate de TSH. Poate reduce riscul de a dezvolta hipotiroidism manifest și poate îmbunătăți bunăstarea generală pentru cei care au Hashimoto. Un studiu din 2018 a arătat că pacienții cu hipotiroidism subclinic, cărora li s-a administrat zilnic timp de 6 luni un supliment oral care conține selenul și mirinezitol, au reușit să reducă dimensiunea, numărul și scorul de elasticitate al nodurilor tiroideni, precum și să reducă nivelul TSH. Un alt element este să eliminăm toxinele. Sprijinirea căilor de detoxifiere a ficatului și alegerea unor produse personale naturale netoxice pot să reducă considerabil încărcătura toxică a organismului și pot duce la o sănătate optimă a tiroidei. Apoi, abordarea infecțiilor subiacente. După cum am menționat mai devreme, infecțiile precum H. pylori și Blastocystis hominis sunt o cauză principală comună și un factor declanșator pentru Hashimoto și pot contribui la apariția nodurilor tiroideni. Abordarea acestor infecții poate elimina nodulii tiroidieni, precum și atacul autoimunitar asupra tiroidei. În ceea ce privește nodulii, există date contradictorii privind legătura lor cu H. pylori, dar din moment ce este un declanșator cunoscut al bolii Hashimoto și s-a observat lucrul acesta, se poate spune că ar fi de recomandat să abordăm și acest aspect. Schimbarea dietei și eliminarea sensibilităților alimentare este un alt element extrem de important. Eliminarea sensibilităților alimentare comune este utilă pentru cei care suferă de Hashimoto. Eliminarea sensibilităților, cum ar fi glutenul, lactatele, poate de asemenea să ajute la reducerea dimensiunii nodurilor. Dominanța estrogenică este un alt aspect care trebuie rezolvat. Excesul de estrogen poate fi un factor declanșator al nodurilor tiroideni și al bolii Hashimoto. În cazul unui exces de estrogen, datorat sarcinii sau utilizării pilulelor contraceptive, estrogenul se va reechilibra probabil de la sine cu timpul, după ce veți naște sau veți renunța la pilulă. Dacă a trecut un an de când ați avut un copil sau ați oprit pilula, sau dacă dominanța estrogenului se datorează altor motive, există multe modalități de a susține echilibrul hormonal prin schimbări în alimentație, suplimente și, eventual, prin utilizarea unui suport hepatic și sau a progesteronului pentru a ajuta la echilibrarea estrogenului. Și, desigur, ar trebui să luăm în calcul și suplimentarea inteligentă. Un supliment important pentru nodul este turmericul. Curcumina, componenta activă a turmericului, este cel mai bine cunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatorii și poate susține de asemenea sănătatea intestinală și imunitară. Într-un studiu din 2019 care a examinat efectele extractelor naturale asupra nodurilor tiroideni, pacienților eutiroideni cu nodul tiroiden benign, li s-a administrat un supliment care conținea spirulină, curcumină și boswellia. Studiul a constatat că după 3 luni, 29 dintre cei 34 de pacienți au înregistrat o scădere a dimensiunii nodurilor tiroideni cu 5% sau mai mult, iar 22 de persoane dintre cei 34 de pacienți au înregistrat o scădere a dimensiunii de 10% sau mai mult. Putem adăuga mai mult turmeric în preparatele noastre culinare de zi cu zi. Boswellia este o plantă care reduce inflamația și îmbunătățește durerea într-un mod similar cu turmericul. Butiratul este un acid gras purant scurt produs în intestin, cu multe beneficii pentru sănătate. S-au observat niveluri scăzute de butirat la mulți dintre pacienții cu Hashimoto. Și suntem totdeauna încântați să dăm peste o cercetare care, de genul acesta, care arată că persoanele cu nodul tiroideni au niveluri scăzute de microbiota intestinală producătoare de butirat. Berberina, s-a constatat că rezistența la insulină crește formarea și volumul nodurilor tiroideni. Așa cum am menționat mai devreme, multe persoane cu Hashimoto au o dereglare a glicemiei,
și intoleranță la carbohidrați, astfel încât echilibrarea glicemiei ar putea fi utilă pentru reducerea nodulilor tiroidieni. S-a constatat că cei cu noduli tiroidieni au de asemenea niveluri de streptococ la testele intestinale. Streptococul, printre alte tulpini de bacterii, poate să crească numărul de aminoacizi ramificați, circulanți, care au fost legați de obezitate și rezistența la insulină. Berberina este un compus vegetal natural care are proprietăți de echilibrare a zahărului din sânge și conține de asemenea alcaloizi cu un spectru larg de proprietăți antimicrobiene și antiparazitare, ceea ce îl face eficient în a ajuta la eliminarea infecțiilor intestinale și a proliferării bacteriilor patogene. Acest lucru face ca berberina să fie de un ajutor minunat în cazul nodurilor tiroidieni, deoarece vizează doi potențiali factori cauzali. Metforminul, un medicament popular pentru diabet, a fost de asemenea studiat pentru capacitatea sa de a reduce nodurii tiroideni prin proprietățile sale de reglare a zahărului din sânge. Însă e de preferat berberina, deoarece are mai puține efecte secundare potențiale. Ce trebuie reținut din acest material video este că nodulii sunt adesea prezenți la cei cu Hashimoto și pot fi detectați cu ajutorul unui panel tiroidian și al testelor cu ultrasunete, dar majoritatea nodurilor sunt benigni. În timp ce medicamentele pentru tiroidă pot ajuta la remedierea dezechilibrelor hormonale tiroidiene, este posibil ca acestea să nu ajungă întotdeauna la cauza principală a nodurilor. Din fericire, nodurii benigni pot fi reduși sau chiar eliminați cu ajutorul unor schimbări de dietă, suplimente strategice și alte schimbări inovatoare ale stilului de viață care abordează cauzele profunde ale Hashimoto.